dragilor, bine v-am regăsit pe canalul meu. Cum mă vedeți astăzi, sunt această scufiță roșie pentru voi. M-am îmbrăcat în roșu ca să ne bucurăm împreună de faptul că am reușit să-l deblochez pe Stiu și am ajuns și eu la 10.000 de trofee. Cum vă spuneam și în clipul precedent, sunt atât de fericită că am ajuns la pragul ăsta pentru că mi-l doream foarte mult. Îmi doream să-l eliberez, să-l deblochez pe Stiu și să putem juca cu el. Este unul dintre brawlerii foarte buni, v-am văzut pe voi din nou jucându-vă cu el și mi se pare foarte eficient, vreau să văd și eu dacă pot să joc la fel de eficient cu el și astăzi facem acest gameplay neașteptat de drăguț, sper eu. Până una alta, ca să nu mă lungesc, nu uitați de mult doritul like, de mult doritul subscribe dacă sunteți noi și haideți să-i dăm drum. Sunt tare fericită că astăzi putem juca cu Stiu și să îl testez. Deci mi se pare tare, din nou, ca de fiecare dată, vă spun de la început, ca să nu credeți că sunt o nebună, eu nu citesc nimic despre brawleri dinainte, nu știu nimic despre ei și fac asta intenționat pentru că vreau să fie o reacție naturală. Singurul lucru pe care îl știu despre brawlerii cu care n-am jucat este faptul că i-am văzut în joc la alții, la adversari sau la coechipierii mei. Și asta este singurul lucru pe care îl știu despre brawlerul nou. Eventual, ce am mai văzut, ce am mai auzit, nu este faptul că l-am căutat eu. Deci eu nu caut. Și de asta s-ar putea să fie foarte, foarte naturală chestia și îmi place foarte mult să fac lucrul ăsta, mi se pare foarte mișto. Îl luăm pe Stiu și jucăm cu el în... Unde vreți să jucăm cu el? Hai să o luăm pe Duo, mapa mea favorită, pentru că aici joc de cel mai multe ori. Și aici mă simt eu în largul meu. Și îl luăm pe Stiu, care e simpatic și merge pe rotiță. Și hai să vedem cum simt eu la joc. L-am omorât, dar l-a omorât și pe colegul. Hopa! Acest broc le iau eu. Ah! Hai să vedem ce face acest super. Știu că se plimbă cumva, da, are capacitatea să se mute. Ah! Ma părăsit colegul sau eu l-am părăsit pe el, dar de frică l-am părăsit. Hai, nu l-am luat eu, dar l-a luat colegul. Hai că poți. Gata! Dădusem pe lângă. Foarte, foarte mișto, foarte mișto. Superul ăla cu plimbatul s-ar putea să te scape de mulți adversari atunci când ești mult prea aproape de ei. O să mai joc un joc și te poți deplasa ușor într-o parte. Să poți să te îndepărtezi de ei și să îți salvezi pielea, ca să zic așa. Urăsc mapa asta de duo, o urăsc. Nu știu vouă dacă vă place. Hai mă. Urăsc mapa asta de duo. Colegul meu e singur. Bravo, bravo, care ești pe aici, de l-ai omorât pentru noi? Ah, îl iau eu și fug. Și acum pot folosi asta. Și mă ascund, și mă ascund, și mă ascund, și iar fug, și iar fug. Se încarcă destul de repede superul ăsta să poți să fugi. Hai, 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 hai. Nu! Bravo, 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 Bi! Bravo, Bi, ești șmecheră! Bravo, bravo! Suntem un showdown din nou. Are o rază destul de mare. Lovește destul de puternic. Se mișcă... mă așteptam să-l simt mai rapid, sincer. Nu știu, așa aveam senzația că o să-l simt mai rapid în joc, dar nu e așa. Ok. Gata! Din nou, din nou, din nou. Hai, hai cu rank-ul. Vrem să crește pe rank cu Stiu. Foarte mișto joacă. Mai dăm un joc aici. Da, e foarte satisfying, deși sunt la început, e normal să câștigi jocuri la început, dar îmi place mult. Și cum vă ziceam, urăsc această mapă de duo, odată pentru că nu ai cutiile ajutătoare. Colegul meu s-a propulsat. Unde-i pleca, prietene? Eu nu vreau să mă propulsez.
pac. Cred că dacă îl crești, de fapt sigur, dacă îl crești pe Stiu în power level, cu siguranță e mult mai tare. Opa! Gata. L-am rezolvat. Dacă îl crești pe Stiu în power level, am văzut că face damage mult mai mare și mult mai puternic. El este un brawler bun, eu cu siguranță voi juca foarte mult cu el de acum încolo. Vreau neapărat să schimbăm un pic mapa, să-l văd și în alte situații. Acum nu știu ce să aleg. Am o misiune în Siege, dar nu o să aleg Siege, o să dau pe Gem Grab. Mulți dintre voi mi-ați spus că nu jucați decât duo, ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că și mie îmi place să joc duo și mai puțin celelalte planșe, mape. Opa! Da, cu siguranță mănânci bătaie dacă ești ca mine. De-aia e mișto că poți să pleci. Deci asta mi se pare cea mai tare chestie și punctul lui forte, că poți să fugi în momentul în care ți se încarcă superul și poți să ții tălpășița. Mamă, m-a omorât. Dar nu-i nimic. Nu-mi pare rău când mă omoară cineva și eu îl omor pe el la rândul meu. Asta mi se pare cel mai tare. Că mi se pare un sacrificiu. Nu știu în care să dau. O să dau în toți. Bun. Hai, colegul, adună-le pe toate. Eu nu iau nimic, că vreau să fiu amlot. Eu nu voiam să iau nimic. Vreau să fiu aici pe chilă reală. Și mă bag în el, ca de obicei. Noroc cu colegul, că i-a dat să zacă, dar tot m-a omorât. Rico își face treaba, văd. Bine. Nu. Rico și-a mâncat bătaie. Gata, le-am rezolvat. Blue Team Countdown. Ce bine. Eu cred că mie nu o să-mi folosească chestia asta cu plecatul, pentru că eu am tendința să mă apropii prea mult în loc să... Du-te de aici. În loc să mă depărtez, eu mă apropii. Bravo! Bravo, bravo! Cam ăsta a fost. Super, super, super. Îl am deja rank 4. Vreau să mai bag un joc de duo. Vă rog, nu vă supărați pe mine, dar chiar vreau să mai joc un duo, pentru că îmi place foarte mult să joc cu el aici. Și cred că pot să-l cresc aici cel mai bine. Și ne băgăm direct pe prietenul nostru Colt, o luăm și pe tanti la picior și mă plec. Dina Mike, cu bombița ta nenorocită. Și sunt cu un amărât de tic, care nu face față singur. Umor cum... aș fi uimită. Și-a făcut treaba foarte bine. L-am luat. Da, are un damage destul de bun. Foarte bun. Suntem showdown. E cineva pe aici? E cineva pe aici? Vreau să văd pe cineva pe aici. Unde sunt, măi? Uite-l. Avem un El Primo. Pe care îl castrăm. Hai, colegu. Și avem o Jackie iubită. Mă apropii de Jackie și o castrăm. Așa. Suntem rank 5 deja cu Stiu. Hai să mai jucăm un joc. Vreau să-l cresc. Vreau să-l cresc. Mă simt norocoasă azi și vreau să-l cresc. Vreau să-l fac rank mai mare. Prietena mea, dormi? Prietena mea, Piperuț, dormea pe dânsa. Stai, că am adormit. Mamă, și mi-a dat și eroare de net. Nu. A plecat. Că-i dădeam eu. Nu știu dacă mai are... Hai. E cineva aici, l-am văzut eu. Uite-l. E un Colt. Și asta e. Și hai, unde ești?
Poco e pe imun. Fii tu să fii. Bravo, dar m-a omorât. Hai, piper, că poți. Știu că poți. Te face pe tine amărâtul ăsta de Poco. E un amărât. Să-mi spuneți în comentarii cine îl mai urește pe Poco mai mult decât mine. Este varză. Piper se joacă cu mine, sau Piper, cum ziceți voi. Mie îmi place să zic Piper. A, vrea să se mai joace, i-a plăcut stilul meu de joc, de stiu. Și am rupt. Da, este foarte tare. Este foarte bun, stiu. Sunt fanul lui numărul 1. Mai nou, îmi place foarte mult să joc cu Ems, dar știu că sigur și Stiu va căpăta acest cum se numește, beneficiu din partea mea, să zic așa, și va primi capacitatea de a juca non-stop cu el, pentru că în ultima perioadă am jucat foarte mult cu Ems, foarte mult cu Ems. Deci m-am mulat pe Ems foarte bine și cred că și pe Stiu voi face chestia asta pe viitor. L-am luat pe... Nu l-am luat, nu cred, l-am luat acum. Bun! Bun. Îmi place mult. Foarte tare. L-am făcut deja rank 6, foarte fericită cu acest mic Stiu și am 10.408 trofee deja datorită lui. Una peste alta, îmi place mult Stiu, eram sigură că o să-mi placă mult Stiu. Știu că e unul dintre brawlerii care mă fascinează atunci când îi văd în joc. Este unul dintre brawlerii pe care îi văd foarte des la voi. Alegeți de foarte multe ori să jucați cu el și știam că... De ce alegeți asta? Pentru că este un brawler bun și cu siguranță îl voi crește și pe el în rank și în power level pe viitor. Sper să am ocazia să-l aduc cât mai sus. Una peste alta, din nou vă rog să dați like și subscribe canalului meu dacă sunteți aici noi și vă place ceea ce filmez și ceea ce fac pentru voi cu drag. Și până data viitoare vă rog să aveți grijă de voi. V-am pupat!